acceptarea certificatului verde. Verificați? Da, verificăm. Dar momentan, pentru că e vremea frumoasă afară, nu intră nimeni înăuntru. Și pentru terase sunt valabile restricțiile respective. Da, a fost publicată hotărârea pe site-ul prefecturii. Da. Deși pentru terase trebuie... Momentan nu se verifică. Momentan nu avem ceva ce să scanăm sau să... Există o aplicație publicată, o găsiți și în App Store și pe Google Play, pe care o puteți descărca și scanați certificatele de vaccinare. Da, probabil că urmează să ne spună și conducerea ce trebuie să facem. Deocamdată nu am fost informați. Am început să verificăm certificatele verzi. 80% dintre clienți pleacă, da, după cum era de așteptat. Da. De dimineață am fost toți cei care suntem vaccinați. Nu a fost nevoie, ceilalți toți și-au făcut teste rapide. Și, probabil o să fie o mare mascaradă în care... Da, credeți că... Credeți că o să ne închidem singuri. Da? Da. Puteți fi la terasă dacă... Da, credeți că din ce reușim 30 de oameni, 30 de angajați să rezistăm... 30 de angajați. 30 de angajați, da. Au aruncat toată presiunea asta și toată responsabilitatea pe noi, pe... cei care, într-un fel, avem o funcție de conducere. Da. Noi de astăzi le punem în aplicare și respectăm toate măsurile, le-am respectat și pe toată perioada verii. Distanțarea socială, dezinfectarea. Acum, ce este nou este faptul că solicităm clienților dovada vaccinării sau a celorlalte două condiții, fie că a trecut prin boală până într-o 180 de zile sau dacă are un test PCR sau test rapid, numai vechi de 48 de ore sau 72 de ore dacă e PCR. Altceva nu pot să spun decât că funcționăm la 50% de astăzi și toate celelalte măsuri care vor veni va trebui să le aplicăm, pentru că hotărârile sunt luate de persoane autorizate și noi nu putem să le comentăm.